salutăm, dragi prieteni, în această seară în care vom încerca să despicăm firul în patru, pentru că asta este ultima soluție. Și o să vedeți și de ce. După cum promisesem, vineri seara, pe final de emisiune, ne vom ocupa puțin și despre avocatul poporului, maestru Victor Ciorbea. Poporul moare de foame. Țineți minte când spunea la un moment dat celebra bucățică de frază, cred că aici în studio, poporul moare de foame. Ei bine, am aflat că între timp familia Ciorbea s-ar afla în fața sau în pragul falimentului personal. Omul are restanțe la plata creditelor și împrumuturilor de aproape 1,6 milioane de euro. Apucasem să vă dau câteva cifre și data trecută. Nu are venituri decât din funcția de avocat al poporului, unde este ușor de manipulat, întrucât este un om slab, un om care se exprimă rar și, după cum o să vedem, a devenit un instrument docil de manipulare în fața hăpăreților, hienelor, în general, uliilor ăștia care încearcă să ducă țara departe de democrație. Bun, foarte interesant, soția lui Victor Ciorbea, Lacrima, nu o cheamă Bombonica, câștigă din avocatură mai puțin de 20.000 de euro anual. În total, familia fostului premier ar câștiga undeva în jur de 3.000 de euro pe lună, în timp ce ratele lunare sunt de 12.000 de euro pe lună. Și cam asta este situația în care se scaldă ciorba, în care se scaldă familia avocatului poporului. El susține că mai are bani de încasat din comisioane, precum dulăia din dosarul transferurilor, dar n-ar putea să spună exact cât. În plus, se pare că banca sa s-a dovedit generoasă, ca în orice situație, când sigur un om cu nume mare, fost premier, a ajuns la ananghie. Acum nu plătim decât o sumă simbolică lunară. Avem o înțelegere cu banca pentru un an sau doi. Nu se știe exact dacă s-au dus cu pistolul la tâmp la băncii sau pur și simplu băncile, că atâta știu, da? Au mai comis o gafă ireparabilă, pentru că, în general, mai prost decât banchierii în România, da, n-ai cum să fii. Ăștia politicienii, poate. Da, să mă lase pe mine ăștia cu studiile și cu nu știu ce. Sigur că sunt corupți, sigur că, bineînțeles, băncile sunt vai de mama lor, ok. Dar, dincolo de toate strategiile pe care le-au făcut în România, aproape toate greșite, da? Chestiunile astea că lasă că au știut ei că i-au apărat pe unii sau pe alții, astea sunt singurele cu care se pot delimita, să spun, hai dumne, că au fost greșeli intenționate alea. Noi știam că dăm bani unora care nu puteau să ni dea înapoi, dar aveau influență și aveam nevoie de ei. Asta cred. Dar în rest, toate au fost gafe. Deci ei nu s-au priceput la oameni, n-au știut cui să dea, dovada foarte clară cu creditele, că până la urmă... Deși România, atenție, este o țară foarte ușor de exploatat, dacă știi. Dovadă că toți mari retaileri ăștia agroalimentare au dat niște tunuri în România cum n-au dat nicăieri în Europa Centrală și de Est. Nicăieri nu se vinde haleala mai bine și mai sigur decât aici. Și și acolo, toți escroci ăștia occidentali, proști mai degrabă decât escroci, cu toții au dat kicks în România pentru că au intrat la 10 ani mai târziu decât era cazul. Și acum e destul de complicat. Bun, și acolo, unii o să spună, sigur, ne-am lovit de alte năstase, trebuia să dăm și păci foarte mari. E adevărat și asta, dar n-au avut fler. S-au dus prostănacii să-și deschidă marile magazine peste tot în jurul României, numai aici n-au venit, deși România are cea mai mare putere de cumpărare din toate țările central și est europene, peste Cehia și Polonia, peste Ungaria, peste Slovenia, peste Slovacia, nu l-a venit. De ce spun putere de cumpărare? Adică banii pe care omul îi alocă pentru așa ceva. Este cea mai mare comparativ, da? Comparativ cu ceea ce câștigă. Deci în sensul ăsta, da? Față de cât câștigă, niciuna dintre aceste țări nu se va compara niciodată cu România la cât se cheltuie pe mâncare. Și e interesant că sunt mai bine documentat decât prostănacii ăștia de pe la ziare. Interesant este că această sumă nu se diminuează niciodată. Deci, oricât ar fi criza de mare, oricât ar câștiga oamenii de puțini, segmentele astea sunt inevitabile. Nu o să dau acum nume de magazine și de mari retailer, că nu e interesant și poate că unii vor considera că le ridicăm lor mingea la fileu, ceea ce sigur că nu-i cazul, dar nu vreau să intru în jocuri inutile. Sunt în momentul de față în România foarte multe mari suprafețe din astea care au înțeles
pierderile pe care le-au suferit neinvestind atroce în România. Și există dintre ăștia mai mici, nu o să-i numesc nici pe ăștia, care vedeți că la un moment dat o să înlocuiască cu magazinele lor chiar spitalele, chiar școlile, da? Chiar băncile și chiar subsolurile blocurilor. Așa o să scăpăm la un moment dat și de șobolani. Pentru că în locul subsolurilor vor intra tot magazine alimentare. Nu există nicio țară în Europa unde să dai o asemenea lovitură. Dar dovadă că erau proști, grămadă cu toții, și n-au simțit această apetență senzațională a românului de a cumpăra nimicuri. Nu vorbesc aici numai de marile sărbători, vorbesc de zile, zile obișnuite în care nicăieri, nicăieri în lume nu se vinde cum se vinde în România. Raport cu sigur puterea de cumpărare a cetățeanului. Bun. Mergem mai departe. Ciorbea susține așadar că are de în casa comisioane, banca zice că l-ar mai putea păsui un an sau doi. Sigur, există și varianta să ia casa la un moment dat, există și varianta ca banca să o ia cineva. În perioada asta, zice, nu se scot foarte mulți bani din casă, așa că este o perioadă de grație, continuă Ciorbea, mă mir că mai are glas. El a contractat două credite în 2007, din care mai are de returnat 536.000 de euro. E adevărat, până la Sfântul Așteaptă, adică în 2024, cam când își va încheia Victor Ponta socotelile cu viața politică. Un an mai târziu, în 2008, Ciorbea a mai luat două credite, din care mai are de returnat băncii tot până în 2024. Eu de asta țin foile astea așa de aproape de mine, că sunt cifre care nu merită ratate. Alți 635.000 de euro. La acestea se adaugă dobânda amânată la plată, adică 267.000 de euro. Deci omul este dator vândut, fraților, are datorii imense. Dacă le luăm așa, într-adevăr sunt undeva, spuneam mai sus, la 1.500.000 de euro, 1.600.000, bani pe care nu poate să-i restituie, pentru că ei nu câștigă decât am 3.000 de euro pe lună în familie. N-am vorbit de mult de avocatul poporului, el nu are deocamdată nicio părere, aici este, că de aici plecăm practic cu discuția, altfel, să zicem, nu ne-ar fi interesat într-o duminică Victor Ciorbea, pe nepusă masă așa. El însă n-a avut practic niciun cuvânt de spus după ce PSD-ul a lansat această controversată lege a traseismului politic. Pentru că se știe, om strâns cu ușa, da? Manipulat din toate părțile, negociat, cum vreți să-i spuneți, omul n-a tranșat, n-a zis nici da, nici nu, deși cu siguranță ar fi trebuit să apere democrația. Până la urmă, este o lovitură împotriva democrației, evident. PSD-ul și Victor Ponta n-au niciun fel de, cum să spun, nu trebuie să demonstreze poporului român că îl duc spre democrație. Asta nu este și n-a fost niciodată în cerințele sau în programul sau în proiectele PSD-ului. Da? Ei își văd de ale lor furt, da? Să te ducă cât mai des și cât mai aproape de sapa de lemn, da? Și să-l jure pe Traian Băsescu. Probabil că asta sunt, nicăieri nu scrie că PSD-ul îi va da democrație într-adevăr un alt contur. Deci este o măsură antidemocratică, în primul rând acolo lovește cetățeanul de rând, el este cel mai văduvit de această decizie, politicienii ca politicienii oricum scăpau, oricum o duceau bine, oricum aveau subterfugii, dacă nu intrau în pământ și acolo le era bine, vedeți, schimbă plasmele și cavourile cum vor ei. Tot pentru noi, tot împotriva țării se întoarce această măsură, doar vor duce mai bine șefilor. De altfel, apropo de chestiunea despre care am vorbit vineri cu autonomia, așa se va întâmpla și la maghiari, să știți. Prin această autonomie, acest proiect de autonomie, practic conducătorii maghiarilor o vor duce mai bine. În esență, asta va fi. Da? Șefilor, totul demeriștii până la urmă vor recupera această investiție între ghilimele pe care au făcut-o în țară timp de 25 de ani. Lor le va fi un pic mai bine pentru că ei vor colecta sumele alea. Populația nu va avea foarte mult de câștigat, maghiarul obișnuit de rând, ăia care au mai rămas, nu va avea mult de câștigat, el doar va fi mai țanțoș. Asta cred că e chiar un cuvânt de origine maghiară. Va fi un pic mai fălos pe stradă. A putea să își întindă pieptul așa mai tare, iar femeile chiar și mai mult.
decât bărbații. Vă putea să umble cu pieptul scos de dimineața până seara, fără nicio grijă de data asta. Dar cam atât, să știți. În rest, în esență, bine, asta nu vă pot spune politicienii, că n-au niciun interes. Dar ungurii de rând vor fi tot păcăliți. A, că veți avea dreptul să înjurați mai mult, sigur. Să mă înjura mai mult, românii vor fi mai spurcați și mai scuipați la propriu pe stradă. Asta sigur. Asta vă mulțumește, ok. Rest să știți că tot corifeii ăia, tot oamenii pe care nu-i vedeți, tot cei care v-au manipulat până acum, n-au făcut nimic. Evident, ei, în afară de chestiunea asta cu autonomia, n-au nicio idee. Conducătorii udemeriști, absolut niciun proiect, nimic pentru nimeni, s-au tot scremut cu autonomia și când li se reproșa acolo în comunitatea lor ceva, ziceau, păi dacă nu suntem autonomi, cum să facem? Nu avem posibilitatea să facem. De asta încercăm. Nu știu nimic, bineînțeles. Asta e o chestiune, de fapt, atât de ilogică, ei n-au putut să ofere niciun răspuns coerent până acum națiunii române și Europei de ce vor să facă această autonomie. Da. Singura chestiune este îmbogățirea personală, care va fi un pic mai accelerată. Într-adevăr, le va merge cu mult mai bine. Deci ei vor ca la autonomia, la bateria unui telefon. Adică există diferențe între mărcile de telefoane, unele au autonomie foarte puțină, altele foarte mare. Că tot vorbim de autonomie aici, să încercăm și noi să-i fentăm pe ăștia care ne urmăresc și ne ascultă. Deci, chestia va fi o creștere undeva, cred că între 25 și 40% a prosperității personale a celor care îi manipulează pe maghiari. Deci a conducătorilor lor de oaste. Ăia, într-adevăr, vor avea de câștigat. Bun, cred că am lămurit-o și pe asta. Traian Băsescu, fraților, începe să-și facă bilanțul. Sunt deja primele linii ale parcursului său politic. De 10 ani, speculez și eu câteva informații de aici, câteva date, de 10 ani sunt într-o dispută cu un sistem pe care domnul Iliescu l-a protejat, pentru că așa a înțeles el, un sistem de care domnul președinte Constantinescu s-a declarat înfrânt și un sistem pe care eu zic că l-am îngenunchiat. Deci așa vede Traian Băsescu în câteva linii lupta sa politică. A fost o luptă cumplită, iată, continuă, nu avem timp prea mare de răgaz, dar energia mi-am luat-o de la oamenii care au crezut în mine și sunt mulți cei care au crezut în mine. Asta a declarat președintele la Sânt Nicolau Mare, unde în anul 2009 și-a anunțat candidatura la prezidențiale. De 10 ani muncesc la ei, dar și ei la mine. Ha? Asta apropo de scandarea acolo. La un moment dat un bărbat i-ar fi spus lui Traian Băsescu să ne scăpați de comuniștii ăștia. 10 ani muncesc la ei, dar și ei la mine. Bun, acum, sigur, și Traian Băsescu a fost o comunist. Bineînțeles, în 2004 Traian Băsescu se revendica oricum din spre comunism, nici nu avea de unde să vină, bineînțeles, ca noi toți de altfel, numai că cei care au avut totuși o activitate mai importantă în comunism decât să scrie poezii sau să plângă pe sub bancă la școală, Traian Băsescu nu era în această situație, el brăzda mările pe vremea aia, deci sigur că avea de unde să-și tragă seva. Dar apropo de aceste două nume dragi nouă care revin, domnul Iliescu și domnul Constantinescu, unul a protejat sistemul, iar celălalt a fost înfrânt de sistem, mă gândeam zilele trecute apropo de Klaus Iohannis și le-aș transmite celor care se uită la noi, poate ei o să o facă și o să o transmită mai departe la cei care nu se uită, din principiu. Să știți că și pe Ion Iliescu românii l-au votat în 90 tot pe ideea că este mai român decât ceilalți doi. Adică decât Rațiu și decât Câmpeanu. Și ați văzut ce s-a întâmplat. Toți românii plini de ei, lasă că știm noi, lasă, ia-te tu după mine că știu eu. Lasă mă că eu sunt mai deștept, am experiență, sunt mai în vârstă. Da? Lasă mă votezi tu acum așa cum te taie pe tine capul. Ion Iliescu, să fim siguri. Da? S-a votat Ion Iliescu. Nu știu dacă astăzi dintre cei care l-au votat atunci pe Iliescu mai sunt unii care să fie mândri de alegerea pe care au făcut-o. Asta zic. Să nu ne luăm după aceste considerente în momentul în care vom spune despre Klaus Iohannis, bă, dar e mai puțin român decât ăialalți. De exemplu, decât Monica Macovei. Da? Sau decât Călin Popescu Tăricianu. Poate decât Kelemen Hunor să fie mai român, nu știu. Dar să nu fie ăsta un criteriu. Asta aș avea de comentat aici. Ăsta chiar nu e un criteriu.
Nu e un ugandez să ai un președinte, important este să facă treabă. Deci dacă noi, încă sigur, atacurile astea ale premierului, care nu știe economie, nu știe politică, nu știe să vorbească, nu are bun simț, este până la urmă un mincinos, vine și își atacă contracandidații pe astfel de criterii, este firesc, da? Adică nici n-ar fi fost Victor Ponta dacă l-ar fi atacat pe probleme economice. Bineînțeles că el i-a dat la joale cu chestii mărunte. E normal așa. Dar n-ar trebui ca asta să fie o politică de stat. Adică, bă, singurul defect al ăla este că e mai puțin român decât noi. Adică noi dacă suntem români, din start avem un atu. S-a demonstrat de când e România independentă, să zicem, din 90, da? Independența asta de care vorbim în fiecare zi, că n-am avut nimic de câștigat cu românii. Cu cât au fost mai mulți români la conducere, cu atât a fost mai prost. Pe unde s-au băgat și au băgat românii nasul, a fost mai prost. Deci n-am avut nimic de câștigat cu marele românism, nici într-o parte, nici într-alta. Nici cu naționaliștii, nici cu ăștia care făceau să dădeau de la stânga sau de la dreapta. Nu mi se pare să fi câștigat poporul de pe urma acestei chestiuni. Deci nu este un criteriu, încă o dată spun, apropo de înfrângerea sistemelor. Bun, Constantinescu rămâne efemer, îl vom aminti din ce în ce mai puțin. Mi-ar fi plăcut să mai văd aici niște nume, un Tăricianu, de exemplu, un Nucu Văcăroiu. Că uite, să știți că de asta ar fi utilă până la urmă. Eu, de exemplu, sunt de acord cu suspendarea lui Traian Băsescu, nu pentru 2 săptămâni. L-aș suspenda în ultimele 2 zile ale mandatului, numai așa, de-al dracului, că banii ăștia aruncați pe gârlă, da. Ce, sunt o problemă la noi? Știți pentru ce? Pentru colecția de interimari. Și l-am avut așa, nu cu Văcăroiu, interimar. Avea butonul atomic, a fost al lui. L-am avut, bineînțeles, pe Crin Antonescu, a dormit la Cotroceni vreo 50 de zile, neîntors. Și să nu uităm, acum am putea să-l avem măcar 48 de ore pe Toașul Zgonea. Senzațional ar fi. Da? Tăricianu, Zgonea, cine o fi? Ar fi absolut uimitor. Să avem un președinte, să ne uităm altfel la el, într-o dată la cu Ardei, da? Ăsta cu Păstârnacu, cu Morcovii. Morcov și Ardei, spunea despre politicieni, cum ar fi totuși, bă? Valerius Gonea, parcă așa îl cheamă. Da? Ăsta, președintele interimar al României, cât să putea acolo, câteva minute, să fie el. Da? Mi se pare absolut firească asta lui Tăricianu. Ce aveați impresia despre Tăricianu? Că e vreun om cu știință de carte sau vreun om cu mintea pe umeri? Evident că nu. Când faci un copil la 62 de ani, tu mai ești răspunzător de... Evident că nu, tată. Deci, ce atâta mirare, că văd să miră lumea. Dar ce aș fi așteptat de la Tăricianu? El a făcut un copil la 62 de ani, mă. Pe Adriana Iliescu aia, sau cum o chema atunci, a făcut copilul la 66 de ani, parcă avea. A intrat în Guinness Book și îi spuneau toți, da, doamnă, sigur, e ok, dar mă, vă dați seama că în momentul în care copilul o să aibă mai mare nevoie noastră, o să fiți în groapă. Că la nu o să vă prindă niciodată. El este din start condamnat la ăsta de 12 ani, de exemplu, nu va mai avea mamă. În mod evident, aia deja bătea spre 80. Așa și cu ăsta. Da? Ce responsabilitate? Ți-a plăcut de una că avea aia niște sâni? Nu știu care, o să vă vorbesc eu imediat despre sânii Corinei Crețu, o să vă las cu gura căscată. Așa. Deci, i-a plăcut ălea, avea aia niște sâni, i-a făcut un copil. Nu se poate, bă, la 62 de ani. Deci este o irresponsabilitate, practic o crimă. Sigur, dacă nu te ocupi de copii, nu te îngriji niciodată de ei, fă-i dracului și la 80, da? Pentru că pentru tine asta nu e o problemă, dar altfel este o crimă. Este o bătaie de joc la adresa ăluia. Și tu ăla la 18 ani, tasul o să fie legumă, da? Nu e normal, bă. Deci să distrugi un om numai pentru că tu în momentul de față ți se rupea și că n-ai viziune. Așa ceva nu se face. Da? Sunt și astea niște lucruri și dacă nici chestiunile de familie nu pot fi percepute ca lucruri morale, am înțeles că de la doamna Laura Georgescu, șefa CNA încă, morala nu mai este un atribut al secolului 21, bă, în condițiile astea da, așa este. Dacă nici morala nu poate să intervină în viața oamenilor politici, ați văzut François Hollande, ce spune fosta concubină despre el. Ultima lichea posibilă. Ultimul jec de om. Ați văzut, a apărut cartea acum lui Valéry Trier-Vreler, aia fosta lui parteneră, de care s-a despărțit când a aflat aia că un șelac cu o actriță. Ce scrie aia în cartea Merci pour ce moment, se numește?
a rupt în librăriile din Franța, deși în Franța în septembrie apar totdeauna 700, în jur de 700 de romane noi. Așa e totdeauna. Scriitorii pregătesc pentru începutul sezonului, când lumea revine la serviciu, când se redeschid școlile și universitățile, atunci este programată lista asta de cărți și de romane pentru nou sezon, cum se spune, la rentrée, cum îi zic ei, la rentrée literară. Și a apărut și cartea asta lui Valéry, în care vorbește despre viața ei conjugală cu François Hollande. Îl distruge pur și simplu. A ajuns ăsta la 13% opinie favorabilă, cea mai mică din istorie pentru un președinte. Asta zic, dacă morala nu este o componentă esențială a unui om politic care se prezintă tot timpul în fața alegătorilor săi, atunci înseamnă că vorbim de pomană. Ei își imaginează că nu este o componentă și că dacă ai bani și funcție, poți să faci orice în viață. Din păcate, asta este marea problemă a bărbaților. Este cea mai cumplită problemă a bărbatului de peste tot din lume. El în momentul în care dă de o funcție și este putred de bogat, nu mai are nicio legătură cu morala. Asta este specific acestei specii. S-a terminat, nu că femeia ar acționa altfel. Dar bărbații sunt cei care dețin totuși mai mult funcții și bani decât femeile și au poziții înalte și așa mai departe. În momentul ăla s-a terminat. El devine o haimana, care se duce în stânga și în dreapta, nu-și mai aparține, nu mai răspunde de actele lui. Este într-adevăr regretabil că se ajunge așa. Deci cu cât ești mai umil, mai zmerit, mai stai acolo în colțul tău, cu atât ești mai om. În momentul în care ai pătruns, ai ajuns cineva în societate, de cele mai multe ori din întâmplare, fără să ai niciun merit, conjunctural, ți-ai bătut joc de ceea ce înseamnă valorile astea normale, apropiate. Familia, prietenii, soția, cei care te înconjoară, în sfârșit, cei dragi, cum spun ei, de-aia batjocorim noi termenul ăsta, pentru că este cea mai mare minciună. Nu există bărbat cu funcție care să nu fi călcat în străchini. Da? Anulat în sensul că și-a înșelat nevasta cu secretara. Asta poate nici n-ar fi cea mai mare nenorocire. Uite, am aflat acum, de exemplu, despre Corina Crețu, că până la urmă și cu Bill Clinton a petrecut câteva momente. Am nu știm exact în ce sens le-a petrecut, adică pe ce direcție. Da? Dar o să vorbim despre asta în câteva momente. O să vă oferim amănuntele pe care le avem. Deci nu numai Colin Powell. Mă, Corina Crețu era la dispoziția tuturor bărbaților. Și bă, bărbații, dacă o vedeau în asemenea ipostază, cei mai mulți dintre ei nu spuneau nu. Poate ori fi fost, pe aia încă nu-i cunoaștem. Nici nu mi-e dor să-i aflăm. Deci această influență, până la urmă, i-a dominat pe oameni din totdeauna. Cu cât ai fost mai sus plasat, cu atât ești un mai mare porc și un om de mai puțină încredere pentru ceilalți. Deci de asta spun, cu cât politicienii reușesc să fie mai aproape de oameni, să se despartă mai greu de ideile astea clasice, pe care aproape toți cei care se uită la ei le țin în brațe, că n-au încotro, oamenii vor simplitate, vor firesc. Nu să vii tu să faci pe nebunul pentru că ai ajuns într-o funcție efemeră sau cum e, dar unde te-ai îmbogățit și care ai devenit un cu totul alt cetățean. Bun. O să luăm o pauză publicitară, fraților, acum și după aia revenim, că avem niște subiecte care merită un pic de atenție imediat. Fraților, am primit de la un telespectator de-al nostru răit presă din Kârgistan. Arma presă de toate tipurile, arată și așa, adică cum arăta la noi presa la începutul anilor 90, un pic de culoare, sunt niște tocănițe aici, mâncare tradițională kârgiză, sau kârgâză, bun, ziare de genul ăsta, femei care nu neapărat ies în stradă să manifesteze
împotriva situației, ci ies în stradă de bucurie că trăiesc într-o țară atât de cruntă. Kârgâzstanul, vă reamintesc, să trage din Uniunea Sovietică, fost parte a Uniunii Sovietice până la destrămarea acesteia, a devenit independentă prin 1991, este o semi-dictatură în momentul de față, nu este o dictatură atât de cruntă cum este, de exemplu, vecina sa, Turkmenistanul. Asta este un ziar de anunțuri, nu știu de ce vi-l arăt, că mare lucru nu e prin el, este scris în kârgâză și eventual în rusă, sunt și morți pe acolo, dar iată cum arată diwanul lor. Asta mi se pare totuși remarcabil. Este o revistă groasă, bine făcută, cu foi veline, într-adevăr, unde actualitatea din Kârgâzstan este prezentată în limba rusă, desigur, este prezentată extrem de viu. Ia uitați-vă puțin aici. Aceasta să apară în Kârgâzstan nu e ușor. Da? O dictatură, fraților, dar pentru că au resurse, au aur, diamante și așa mai departe, așa arată la ei un hotel. Da? Aurul, bineînțeles, este pe toate gardurile în această fostă Republică Sovietică, are capitala la Bishkek. Și este și un ghid al acestei capitale. În general, le transmit politicienilor care încă n-au apucat să își cheltuie diurnele prin Kârgâzstan. Țara are 200.000 de kilometri pătrați, aproximativ. Deci este un pic mai mică decât România. Cam așa arată niște obiective turistice prin Bishkek. A, un oraș, să știți, aproape de nivelul Bucureștiului. N-are chiar populația Bucureștiului, dar nu cu mult mai puțin. Adică ai ce să faci pe acolo, sunt destule consulate, ambasade și din când în când mai de peste cât un mauzoleu, cât un monument ăsta așa. Dracu te ia însă dacă vrei să ieși la un moment dat din țară, s-ar putea să nu mai reușești. Mi-a trimis și niște monedă din zona respectivă prietenul nostru, bani pe care sigur i-am băgat în buzunar, colorați însă, foarte interesați, o locomotivă hidraulică, acolo într-o țară totuși muntoasă, Kârgâzstanul n-are ieșire la mare, are însă lacuri, tată, ia uitați aici, ce reclame au. E, la noi nu există, să știți, așa ceva. Nu avem nici lacuri de dimensiunea asta, dar nici asemenea reclame, de cum sunt cele la nu știu ce film pe lângă ei. Au și femei politice, însă, nu sunt de nivelul Corinei Crețu, iată-le, nu se ridică la nivelul Corinei Crețu, dar pot să pozeze la o adică pentru astfel de reviste. Nu e chiar așa de rău. Iată Kârgâzstanul. Bun, înainte să ajungem la Corina Crețu, despre care avem niște lucruri uluitoare de prezentat, haideți să citim un sondaj, cum n-am mai întâlnit și cum poate că nici nu ne mai așteptam să întâlnim, publicat de Antena 3, unde pușcăriașul Voiculescu Dan se numără, iată, printre cele mai apreciate personalități ale României. Sigur, alături de un alt fost deținut, Adrian Năstase. Radu Tudor, cel care este mai bine plătit decât Mircea Badea, vă reamintesc, a prezentat un studiu avantgard realizat în perioada 25 august-3 septembrie, deci extrem de recent, pe un eșantion reprezentativ, 1000 de persoane, la domiciliu, cu eroare maximă de plus minus 3,1%, care spune cam așa, în topul personalităților apreciate de români se află Victor Ponta 45%, e bine, cam de atât are el nevoie, 5% mai ia, trage de timp și tot le ia. Călin Popescu, Tăricianu, 44%, acum cred că sunt mai puțini. După ce le-am readus aminte cetățenilor de aceste ultime două isprăve ale sale. Copil la 62 de ani cu a țâa nevastă, da? A cincea nevastă, și de asemenea suspendarea președintelui când pe el îl caută aia cu coasa acasă. Bun, Klaus Iohannis 37%, Monica Macovei 24%, e bine făcut sondajul, Elena Udrea 22%, deci aici a fost sărbătoare pentru toți. Dan Diaconescu 21%, bine, dacă le adunăm o să vedeți că depășesc cu mult 100%. Așa?
E, dar fiți atenți, marea surpriză. Adrian Năstase, 38% dintre români au încredere în el. Îl consideră un om de toată isprava. 28% dintre români au o părere bună și foarte bună despre Dan Voiculescu. 28%. Asta este uluitor. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, Victor Ponta ar avea 42%, Iohannis 29%, aici din păcate nu se mai întâlnesc doamnele, Călin Popescu Tăriceanu 10%, Elena Udrea 5%, Monica Macovei cred că are cât tocănița aia din Kârgistan. Bun, dacă în turul al doilea, în fine, Victor Ponta ar avea 55%, șeful PNL 45%. În fine, cam asta e. Bun. De la corupții noștri, fraților, ajungem la mâna Moscovei. Asta este o știre pe care poate n-ar fi foarte util să o comentăm excesiv, dar o să o comentăm un pic. Acesta este pasul pe care l-a făcut Monica Macovei, care critică punerea în discuție a autonomiei ținutului secuiesc, dar și a suspendării președintelui. Europarlamentarul identifică și dușmanii. Ponta, Tăriceanu și conducerea UDMR, care, asta mi-a plăcut, fac jocul Moscovei lansând aceste teme. Deci ideea este a Moscovei, ca ținutul secuiesc să capete contur, parazitează România inutil și produc o criză politică. Deci vedeți, oamenii când nu au răspunsuri la întrebările simple, de ce nu este folositor ținutul secuiesc, de exemplu, cu ce ne-ar putea deranja pe noi ca români, ea vine și vorbește despre Moscova. Dar de ce nu Beijingul? De ce nu Fenianul? Ori când vom ajunge în sfârșit să avem răspunsuri la aceste întrebări? Domnule, ați văzut că Tökes László a făcut un meeting la Sfânt Nicolau Mic, că vrea mai mult orez în bisericile din România? A, e mâna Fenianului aici. Ați văzut orezul, Fenianul, da. Ați văzut că dincolo, da, la granița cu Serbia, urmașii baronului Duicu au pus-o de o păcăleală cu benzina, ca în Hansel și Gretel, da? Trăgeau benzina după ei până la Dunăre, că nu știu ce vreau să o combine cu... A, e mâna Fenianului. Au nevoie de combustibil. Aștept și eu momentul. Lăsați-mă, mă, cu Moscova. Îmi interesează păruși ținutul secuiesc. Aia este uluitoare asta. Și vreți să candidați la președinție cu OZN-uri dintre astea? Mai bine vorbiți-ne de extraterestri. Bun, ajungem în sfârșit la Corina Crețu. Dragilor, drumul Corinei Crețu spre succes. În memoriile sale, Între linii se numește, graficianul Eugen Mihăescu, care a fost consilier al lui Ion Iliescu, scrie despre ascensiunea fulminantă a acestei ziariste obscure, ajunsă în prezent pe culmile Parlamentului European. Vă reamintesc că ea a fost desemnată onorific de evenimentul zilei, personajul săptămânii, comisarului Iliescu la Bruxelles. Nu e Corina Chiriac, e Corina Crețu. Asta este. E, ea a început jurnalistica la Cronica Română. Și la un moment dat, povestește Eugen Mihăescu, care vă reamintesc că a fost la un moment dat mâna dreaptă a lui Ion Iliescu, e unul dintre consilierii importanți ai lui, și a stat pe lângă Ion Iliescu o lungă perioadă, a întâlnit-o pe această Corina Crețu într-o delegație, nu în China, nu în drum spre China, ci în drum spre Washington, D.C. Dracu știe cum pe vremea lui Iliescu era mai apropiat de Statele Unite decât pe vremea lui Ponta. Sau poate chinezii erau mai deștepți decât astăzi, nu știm. La un moment dat, zice, s-a apropiat de mine o tânără care mi-a fost prezentată de jurnalista Corina Crețu, CC pentru vechii nostalgici, și care s-a lăudat că are un interviu cu președintele de atunci a Statelor Unite, Bill Clinton. Făcuse ea un interviu cu Clinton. Sceptic la început, Mihăescu s-a convins într-adevăr că jurnalista ar fi reușit să-i smulgă o declarație mare lui Bill, chiar dacă nu era un interviu în toată regulă. N-a apucase Clinton, ăla era pe repede totdeauna. La el repede să nu lase urme, să în fine. N-a apucat nici Bill Clinton să-i dea un interviu în toată regula Corinei Crețu. Aceasta povestește că președintele american ar fi spus că democrația din România se află pe mâini bune, cu referire la Iliescu. Acum nu știm exact când a făcut Clinton declarația asta. Înainte de a-i da interviul doamnei Crețu sau imediat după? Sau poate chiar în timp ce îi dădea interviu doamnei Crețu, că atunci e de înțeles.
Bun. Mihăiescu a realizat imediat cu astfel de declarații este garanția că SUA legitima puterea de la București. Și imediat a fugit la Ion Iliescu, a dus-o practic de guler pe Corina Crețu sau poate o apucase pur și simplu de piept. Că Iliescu când a văzut-o, sigur, lăsată de pe piept ăsta nasturii care practic și explodaseră, Iliescu a fost foarte entuziast încă de la început și a făcut în așa fel ca declarațiile lui Clinton să ajungă direct la postul public de radio pentru a fi răspândite în eter. Deci, cum s-ar fi întâmplat și pe vremea lui Ceaușescu. E, fiți atenți acum. Autorul cărții, care după aia a cunoscut-o un pic mai bine pe Corina Crețu decât în drumul spre Washington, o descrie ca fiind, citez, o tânără înaltă și nu prea slabă, deci exact cum trebuie, că de obicei înaltele sunt slăbănoage, ceea ce nu-i bine. Deci înaltă și nu prea slabă, cu pulpele pietroase, dezgolite de fusta prea scurtă și tricou subțire. Chiar prea subțire. Prin care se puteau ghici sânii fără sutien. Că așa te duceai la ziar dacă erai ziaristă și așa veneai după aia și dacă erai, de exemplu, purtătoare de cuvânt. Adică în politică se umblă tot așa. Deci fustă scurtă, tricou subțire și fără sutien. Așa venea ea la muncă. Acesta mai spune că privirea ușor sașie și asimetrică, dar impertinentă a domnișoarei, parcă te deschidea la prohab, asta e dură de tot, dar probabil că Mihăiescu avea de ce să se exprime așa, că lucrurile nu se opriseră doar la acel citit de interviu. Mihăiescu oftează, a tot oftat, trecem peste oftate, așa, peste oftaturile lui. După această descriere amănunțită, spune așa. Îmi mai amintesc de o fată de cartier băgăcioasă, lipicioasă ca o gumă de mestecat care ți se lipește de deget, o scuturi și ți se lipește de toată mâna. Frumoase descrieri, mai ales pentru o femeie. Timpul și funcțiile ar fi metamorfozat-o, însă spune tot el, pe tânăra Corina, într-o tanti cu mărgele, am arătat-o, aici n-are mărgele, nici măcar astea nu le mai are, care și-a pierdut tot hazul. Atunci când am cunoscut-o, era un măr domnesc, e drept că pe dinăuntru era un vierme, concluzionează Mihăiescu, extrem de plastic, superbă, într-adevăr, descrierea unei femei. Pe mine m-au dat domnul Mihăiescu altele în judecată, e adevărat, un pic mai frumoase decât Corina Crețu, pentru nimic, să știți, nici nu tu prohab, nu tu mărgele, nu tu, ce mai spunea ăsta, sân fără sutien, nu de astea. O, da, pentru floricele pe câmpii. Corina Crețu, vă amintesc fraților, a ajuns funcționară la Cotroceni. Mihăiescu povestește că a început să se călească înfruntând cu brio urzelile camarilei iliescene, împărțind serviciu, dar și patul. Bă, asta e. Când ești în comando, într-o misiune comando, de obicei serviciu și patul se găsesc în aceeași încăpere. N-a avut încotro, țara ardea, vă reamintesc pe vremea respectivă, adică nu puteai să ai serviciu în Colentina și patul în Berceni. Erau amândouă în același loc, deci ea împărțea și serviciu, dar și patul cu unii dintre colegii săi, de obicei superior ierarhic, care roiau și ei ca muștele pe lângă Iliescu. Acesta, sau mai degrabă aceasta, despre Ion Iliescu am tot vorbit și mă cam deranjează să-mi bat gura de pomană, mai degrabă ea a reușit să aibă o ascensiune rapidă. Azi se auzea că-i cu Oprescu. De fapt era cu Fulga. Ăsta, zice Mihăiescu, fostul șef al SIE. Și uite tot așa, zice el. Corina și-a construit cariera cocoțându-se pe umerii bărbaților prin patul cărora a trecut. Bă, ar fi rău să facem o emisiune cu una cocoțată așa și să stea cu picioarele aici atârnând peste hârtiile astea. N-ar fi rău absolut deloc. Cum ar fi, mă, totuși, să stai liniștit? Cocoțată așadar pe umerii bărbaților prin patul cărora a trecut. El mai spune și că naturalețea de care dădea dovadă Corina Crețu, un arivismul plin de nuanțe erotice, ar fi reușit să adoarmă chiar și vigilența doamnei Nina, Elena Ceaușescu, de Cotroceni, soția lui Iliescu, care ar fi primit-o chiar și în casa lor. Deci este posibil ca această coană Corină
să fi mâncat niște ghebe înainte de timp, a, la masa Ilieștilor, bă, chiar să răspundă la telefon când Nea Ilici avea o mică diaree, dar nu să se ducă tanti Nina să răspundă. Și spunea tot vocea zglobie în numele Ilieștilor a Corinei Crețu. Ce mai juca un tabinet, probabil, da, un Marocco pe acolo prin casa Ilieștilor și când Coana Nina se ducea să pună murături, a? Sau poate un șah pe dezbrăcatelea, cine știe. E, uite și noi stăteam și ziceam, da, să bă, de Iliescu, vorbim noi de Iliescu. Și câți politicieni n-au fost așa? Totuși Colin Powell, Bill Clinton, Ion Iliescu, Oprescu, bă, bă ce liste au și ăștia, bă. Fac pariu că mulți politicieni sunt ca și ziariștii de. Țineți minte când l-am întrebat pe Naum de câte ori fusese în Australia și mai știa să-mi spună. Mai știa, de două ori, de trei ori, patru, abana. Așa și cu asta, da? Sunt politicieni care absolut, sunt absolut convins că ei nu mai știu. Stau să gândesc cu Oprescu acum, după ce ne aude pe noi, Corina Crețu. Bă, să mă împuși de știu. Când am avut eu pe Corina Crețu? Păi nu mai mi-amintesc. Da? Deci, chestiunea asta este evidentă când nu mai prididești, evident, de atâtea favoruri și de atâtea femei în jurul tău, roiesc, cum se spunea și aici, în jurul lui Iliescu. Bine, în jurul ăsta roiau mai mult bărbați. Dar erau și femei destule, toate fronturile pe care s-a impus Iliescu. El a câștigat mai multe bătălii imaginare și în deplasare decât la el în țară. Da? Roiau femeile de toate speciile, de toate formele, de toate felurile prin jurul lui. Nu știi să le guști. Asta este. Mai știi acum Sorin Oprescu la câte au dat peste el de-a lungul timpului? Câte din astea? Sociologe, antropologe, de-astea cu câte o cutiuță, cu câte un câine înăuntru, câte un papagal, să nu iradieze papagalul, să nu îl deratizeze. Mai știe el câte... A? Bă, Corina Crețu o fi gustat-o destul? Interesante, totuși, aceste dezvăluiri. Biserica fraților chemată să ne numere, știți că politicienii noștri au ajuns la concluzia că habar n-au câți români trăiesc în străinătate, este o nebuloasă, o imagine clară a prezenței în străinătate statul român nu are, singurele informații certe fiind că în Italia sunt peste 1 milion, da, pot să fie 10 milioane, iar în Spania aproape 1 milion, adică pot să fie 5 milioane, cine știe. Trebuie refăcute listele, s-a spus, mai ales că vin alegerile și țineți minte că s-au mai pârlit unii cu listele astea venite în ultima clipă din străinătate. Și ce credeți, la cine s-a apelat? La Biserica Ortodoxă, care sigur are toate mijloacele posibile, atâta timp cât vor exista români pe lumea asta, să știți că va fi și biserică. Dacă unii fără cealaltă, da, sau viceversa, nu se poate... Și să-mi caute Biserica Ortodoxă pe unde o știi. Și prin Papua Noua Guinee, că s-o răscunde, să știți, mai nou nu e. A? Le-a mai tot dat idei politice, numai cu ziarele astea prezentate și uite să faci bagajele, acum ți le faci. Acum. Sunt două, trei amante care răspunde prima norocul ei. Și la revedere. Ai tulit-o în Papua Noua Guinee decât să te bage la Rahova să speli mașini, da? Sau să dai cu mopul, nu-i mai bine acolo, la Port Moresby. Cu Rockefeller, cu aia. Deci, Biserica Ortodoxă, că și așa are bani, nu? Da, mustește de bani, să se ducă un pic să facă turul lumii, în conjurul planetei, măcar în 80 de zile, să se ducă să caute, să-i caute pe români de ouă pe unde or fi. Îți bată biserica la ușă. Tu te-ai refugiat în Tasmania, să zicem, în insulele Kerguelen. Stai, liniștit. Am primit și de acolo... Vă reamintesc o carte poștală chiar cu timbru de Antarctica. Pentru că întâi din Kerguelen s-a dus scrisoarea în Antarctica și acolo au poștit-o. Pe care din Antarctica a luat-o și a venit câteva săptămâni până în Africa, pe care a ajuns încă într-o lună la București. Deci am avut, da? Sunt români și acolo, în Kerguelen. Căutați-i, domnule! Căută-i și în cur, cum spunea ăla, cel mai iubit dintre pământeni. Că uite că se uită urât. Ei, fraților, aș vrea să citesc un pic pe final despre Varan. Dan Voiculescu își continuă seria de atacuri, bineînțeles, la adresa lui Traian Băsescu, dar nu asta ne interesează, într-o postare intitulată Familia, bă, Familia, da, și titlul postării, acum că tot e weekend, s-a reapucat de scris, să laudă cu cei dragi,
Se pare că a primit vizita lor, nu avem idee dacă asta cu... i-a adus varză călită, dacă au intrat în camera aia a secretelor sentimentale, nu știm exact, dar știți ce spune el aici? În final se întoarce la familie, Dan Voiculescu, și zice așa. Evident, însă, cea mai mare realizare rămâne familia, scris cu majuscule. Copiii mei minunați, nepoții mei dragi și prietenii mei de suflet. Unii dintre ei e ca și copiii sau frații mei. Simt că misiunea mea e departe de a se fi încheiat. Am îndeajuns de multe resurse interioare pentru a gândi și concretiza lucrurile. Încă aflat la Rahova, da, Dan Voiculescu practic ne amenință cu familia, ura lui Băsescu mă face mai puternic, mai demn și mai curajos. E, alții, să știi, neadane, au probleme de paternitate și în pușcărie. Așa că asta cu camera intimă, discreție. Discreție pentru că, uite, l-am văzut pe Borcică. Am părea pe aici, pe nu știu ce ziar, a, uitați-l. În click, super click, cică, amanta secretă a început războiul cu Cristi Borcea. Asta spuneam înainte de publicitate. Credeți că dacă omul ăsta, mârlanul ăsta, ar fi lucrat la șanțuri, ar fi avut amante și neveste prin toate continentele? Bineînțeles că nu. Da? Uitați-vă puțin la el cum arată. Deci dacă dădea cu picamărul la șanțuri, avea vreo amantă? Nu. Așa toate femeile din România, bine, asta ați văzut cum arată, toate sunt iubitele lui și toate au copii cu Cristi Borcea. Ops! Ia o ducesă, ia o ducesă aici și să uita preinte. E principesa moștenitoare a României. Aici e principele Radu și aici este regele Mihai. A, interesant. Bun, deci toate aceste trei cărți, albumul istoric, destinul, patrie și destin, la 114 lei, da, din pachetul Familia Regală, pachetul ar fi cam așa. Și vă mai pune deasupra probabil și o șapcă sau ce știu eu, niște șlapi, așa se dădeau și pe vremuri și este în regulă. Deci 114 lei redus de la 159. Dacă are și Mădălina de prezentat asta, promitem că îi mai facem o foaie. Puteți comanda simplu trimițând un SMS cu textul Litera la 1800, tarif normal. Ei că le mai pun eu bișchecul, dacă vreți, că cine știe. Sunt niște rețete la checa acolo, la gogoși, cârgâze. Este impecabil. Pe mâine seară, fraților.